Vă salut! Mai sunt 2 săptămâni și intrăm în sezonul de iarnă. Trebuie să ne echipăm cu anvelope corespunzătoare. Aici avem indicele de consum, clasa. Prima oară ne uităm la OLX, nu? La secunduri. Să vedem ce prețuri sunt. Să ne uităm puțin la filtre. Ordonare după preț. Lei. Cred că au plătit pentru reclamă. Da. 33 de lei. Hai să vedem. Câți milimetri are un cauciuc de 33? Nu scrie. Probabil 2-3 mm. Să dăm pe următoarea pagină. Probabil le este rușine să scrie. Nici aici. Dar sunt jalnice, gunoaie, cum se spune. 50 de lei. Două anvelope, posibil un 3-4 mm. Poate nici atât. Dunlop, Wintersport, 3,5 mm. Gunoaie. Pentru iarnă trebuie un minim 5. La care se mai adaugă și transportul. De obicei, transportul pentru 2 anvelope, din ce m-am interesat, ajunge la 50 de lei. 45-50 de lei. 4-5 mm. 50 de lei bucata. Goodyear. Dot din 2009. Păi deja are 8 ani. N-aș pune așa ceva pe mașină. Sunt gunoaie. Deci în Germania, nici măcar la gunoaie nu rămân. Le topesc, fac altceva, le reșapează. Cum să mergi iarna cu o tracțiune pe spate cu 3 mm, cu gunoaiele astea? Hai să vedem ceva mai bun. Să ne uităm puțin la filtre și să aleg localitatea mea, Suceava. Suceava, două anunțuri. Două anvelope Fulda de iarnă, 400 de lei. Să vedem starea. Au fost cumpărate recent. Se vând doar la SE, 2 anvelope, 400 de lei. Cumpărate recent, posibil să le și poate le-a și rulat. Nu, nu le-a rulat. Posibil să nu. Vedeți, au o clasă bună de consum, clasa C. La clasa C ne arată 0,28 de litri la 100 de kilometri. O clasă bună. De lei bucata, cum ar fi. Hai să vedem ce mai găsim. 800 de lei. Cu jante de tablă. Debița Frigo. Debița, dacă nu mă înșel, e firma Goodyear-ului. Dot. Să vedem ce dot au. Au fost cumpărate în 2015. Deci are două Fulda și două
Ibiza. Fulda este aparțin tot de Goodyear. Hai să vedem cât costă și noi cauciucurile. Pe compare.ro 195 65 15 iarnă. Anvelope de iarnă, debița frigo 186. Să aranjăm puțin la anvelope, la filtre aici. 195, 65 pe 15. Pentru un E-Class. Tracțiune spate pe 15. Și să alegem după preț. 145, niște firme de care nu am auzit. Kelly Tires. Firme de care unele firme chiar nu am auzit. Debița Frigo 173. Hai să intrăm puțin să e debița. Probabil că majoritatea au auzit. 173. Să vedem și clasa de consum. Clasa de consum C. O clasă bună. Debița este o marcă de buget deținută de Goodyear. Hai să ne mai uităm. Fulda Crystal Montero. Văd că le-au ieftinit. Acum câteva zile erau vreo 210 lei, dacă nu mă înșel. Și le-au redus la 173 cu Black Friday. Fulda 173 Dot 2017. Clasa C, aderență. Clasa C, zgomot 69 decibeli. Oferta e nelimitată. Te Alpin 5. Cincizeci și patru de lei. Firmă premium. Economie de carburant, clasa E. Cam măricică. Deci 0,45 de litri la 100 de kilometri. Iar la 1000 de kilometri, 4 litri jumătate. Trebuie de luat în calcul și consumul. Winter 257. Cred că sunt produse în China, chiar dacă sunt coreene. Clever. Bridgestone 264. Livrare gratuită.
gratuite la 264. Indice di consumo. Pausa. Si vede un'altra firma. Bridgestone. Consumo. Classa C o classe buona. La classe C avem și la Fulda. 276. O circulere șapate nu se merită la 120 de lei. Fulda aici am văzut cu 200 bucata pe OLX în Suceava. Vom spune că le are de ceva timp, dar nu știm dacă sunt noi. Le cumpăr de aici cu 173 de lei. La super preț. Adică un preț foarte bun. Clasa E. La indicele de consum. Alpin 5. Clasa E. Ia să mă uit eu puțin la Fulda. Totuși e atractiv prețul. Redus. De la 210 la 173. Chiar m-am plictisit de căutat anvelope, neuri. Vikingul. Ia să vedem indicele de consum. Știi că cauciucuri foarte lăudate. Clasa F 0,62 de litri. Ia să facem o comparație între Alpin 5. Deci 0,45. 0,45 minus, care e clasa E. Minus 0,28. -17 litri la 100 de kilometri. La 1000 ar fi 1,7. La 10.000, 17 litri. Iar la, să spunem că rulăm cu anvelopele undeva la 40.000. Ori 4, 68 de litri. Diferența între clasa C și clasa E. Deci, mergând pe diferența de aici, la 40.000, ori 5,7 litri de motorină premium, 387 de lei pe 4 roți. Să fac un calcul între clasa F și clasa C. 0,62 minus 0,28. Avem o diferență la 100 de kilometri de 0,34 de litri. Ori, la 1000 de kilometri,
ori 10 trebuie să facem, la 10.000 ori 100. 34 de litri. Iar dacă parcurgem cu anvelopele, rulând cu anvelopele 40.000 de kilometri, ori 4, 136 de litri, ori 5,7 lei litru de motorină premium, 775 de lei, făcând o diferență între clasa F și clasa C. 775. Deci prețul la anvelopele full, da, mi se pare foarte bun. Sincer. Probabil că e cu Black Friday. 173 de lei. Reduse, bine, el le avea cu 221, dar ele erau undeva la 210. Ia să, 211. Dar cei de la anvelopashop.ro observ că le-au ieftinit. Le-au redus. Clasă C, aderență, rezistență, frânare, clasă C, decibeli 69. Ia să vedem mai multe detalii despre full, dacă aici sunt puține. Din ce știam eu, sunt produse de Goodyear. Se fabrică cu tehnologie high-tech. Așa. E ferat anvelopă în Germania. Preț scăzut, are kilometraj înalt. Consum redus de combustibil, full de la potrivit pentru nevoile clienților, are gamă largă de produse la diferite dimensiuni. Deci e un preț extraordinar de 173. La ele m-am oprit, pe ele am să continui și am să finalizez comanda. Deci, cum să vă spun, diferența între Alpine 5 și Montero 3 de la Fulda, v-am spus, v-am făcut un calcul aici, este de, haideți să mai calculăm o dată, deci 0,45 de la Alpine 5, da? 0,45 minus 0,28, clasa C. Deci mergem pe consum. 0,17 litri la 100 de kilometri, ori 10, adică 1000 de kilometri, 1,7, ori 10.000 de kilometri, 17 litri. Ori să spunem că rulăm undeva la 40.000 cu aceste anvelope, 68 de litri, ori 5,7 litri de motorină premium, 387 de lei, am face economie pentru patru cauciucuri. Eu am Alpina 4, second de 7 mm și le voi pune pe față, iar pentru spate, având tracțiunea spate la Mercedes, am să-mi iau cauciucurile noi. Două cauciucuri, pneuri, anvelope, mă ajung 346 de lei, plus transportul 358 de lei. Mi se pare un preț acceptabil.